Un primar băut a omorât cu mașina un copil de 14 ani și a pus la cale un plan diabolic ca să șteargă urmele. A schimbat plăcuțele de matriculare și a înscenat un alt accident. Complicei a fost fratele lui, procuror de meserie. Oficialul a fost arestat însă, în cele din urmă, de foștii lui colegi. Înainte să ajungă la primărie, a fost polițist. Băiatul de 14 ani ieșise la plimbare luni seară pe un drum comunal fără trotuar, într-o localitate din Republica Moldova, aflată aproape de granița cu România. Nu bănuia că avea să fie ultimul său drum. Tragedia s-a produs în acest loc, la ieșirea din Boldorești. După ce a fost pulberat de șofer, copilul a fost lăsat să zacă într-o baltă de sânge, iar urmele pot fi observate și astăzi. Șocați de cele întâmplate, oamenii au aprins lumânări și au adus jucării la locul tragediei. Principalul suspect al polițiștilor este chiar primarul comunei Boldurești, Nicanor Ciochină. După o petrecere, bărbatul de 47 de ani ar fi plecat la drum băut cu mașina primăriei, spun surse din anchetă. Ca să scape de acuzațiile de omor, a schimbat numerele de înmatriculare cu un automobil de aceeași culoare și același model. Complicei a fost fratele lui, Grigore Ciochină, adjunctul procurorului șef al procuraturii Nisporeni. Toată scena a fost filmată însă de camerele de supraveghere de pe stradă. Seara a înscenat un accident rutier cu mașina primăriei ca să justifice avariile produse când a dat peste adolescent. În acest timp, mama copilului posta un mesaj sfâșietor pe Facebook pentru autorul necunoscut al accidentului. Cum ai putut să-mi ucizi copilul? Nu ai inimă sau nu ești părinte? Viața copilului meu depindea de tine. Dacă te opreai și îi acordai ajutor, poate îl salvai. L-ai lăsat într-o baltă de sânge și ai plecat. Ca să nu fie prins, primarul și-a închis telefonul mobil și nu a mai trecut nici pe acasă, nici pe la primărie o zi și jumătate. În cele din urmă, polițiștii l-au arestat astăzi. Localnicii din micuța comună așteaptă să-i se facă dreptate lui Mihai, băiatul ucis de primarul beat. Părinții îl plâng alături de cei doi frați și de sora care a făcut o postare emoționantă. Mi-ai luat frățiorul de lângă mine și de lângă ceilalți doi frați mai micuți. Ai luat copilul din brațele mamei mele și ai lăsat-o cu lacrimile până la pământ. Ai avut de toate, familie frumoasă și un nume în societate. Ce-ți mai trebuie, omule? Primarul acuzat de omor din culpă a fost șeful inspectoratului de poliție Nisporeni și a mai fost prins beat la volan acum 2 ani. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.